Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit, dragii mei! Sunt Simona Dragomir, astăzi la Meditații pentru părinți încercăm să aflăm dacă s-au schimbat rolurile în familie. Din totdeauna, de când ne naștem, fetițele, băieței, suntem educați în mod diferit. Și totuși, de ce acum, când creștem și devenim adulți, lucrurile parcă se încurcă un pic? Ce este de făcut? Aflăm de la doamna Gabriela Maluf, consilier dezvoltare personală. Bun venit, Gabriela! Bună, Simona! Ce am vrut să spun în introducerea mea, Gabriela, de când ne naștem, suntem educați în mod diferit, că suntem fetițe într-un fel, că suntem băieți în alt fel. Și aș vrea să discutăm întâi tradițional care este rolul femeii, care este rolul bărbatului, cum suntem crescuți sau cum eram crescuți până în urmă cu ceva timp fetițele respectiv băieței. Da, e mod tradițional, așa cum ai spus și tu. Într-adevăr, oamenii tind să crească fetele într-un fel, să le protejeze. De cele mai multe ori am auzit astfel formulat, să protejăm fetele, să nu le punem la lucruri care nu le sunt potrivite. Iar pe băieți să-i facem puternici și bărbați. Băieții n-au voie să plângă niciodată. Băieții n-au voie să plângă niciodată. Greșit, săracii, ca corect, și săracii, ei. Dar statistic vorbind, bărbații mor mai devreme și fac atac cerebral mult mai frecvent decât femeile, tocmai pentru că ei nu se descarcă, nu-și exteriorizează sentimentele. În societatea în care trăim astăzi, am început să schimbăm un pic lucrurile. Asta vreau ușor să te întreb ce se întâmplă ziua de astăzi. Nu, părinții au început să își crească copiii la fel. Interesant este, nu sunt specialist în genetică, dar am senzația că este undeva înscris în genele fiecăruia, dar fetițele într-adevăr se duc spre, mai ales după ce intră în comunitate, se duc spre anumite jucării, spre păpuși, spre diferite culori specifice fetițe, iar băieții se duc spre mașinuțe, fotbal și alte. Cu toate că i-am crescut la fel, ajungem la concluzia că totuși copiii noștri se dezvoltă ei singuri într-o anumită direcție. Dar părinții moderni își cresc copiii în același fel și e o formulare foarte frumoasă să le dăm băiețeilor noștri rădăcini și fetițelor aripi. Tocmai pentru că de obicei le dăm fetelor rădăcini, le inoculăm ideea că ele trebuie să fie acasă, să aibă grijă de casă, ele să fie stâlpul și rădăcina familiei, iar băieții au mai multe aripi, ei au voie să se ducă în mai multe locuri, au parte de mai multă libertate. Acum părinții încearcă să le echilibreze într-un fel, să prindă și băieței rădăcini și fetițele aripi. Ce se întâmplă interesant, chiar am scris un articol de curând, la femeia modernă am numit-o eu aspirantă, pentru că nu știe exact ce înseamnă femeie modernă și ce trebuie să facă. Și femeia modernă încearcă să pună semn de egalitate între ea și bărbat în cele mai nepotrivite locuri. Da, deci nu știu dacă este întotdeauna bine să se întâmple așa și să încercăm să fim egal, că până la urmă de aceea ne naștem și femei și bărbați, nu ca să ne completăm cumva. Dacă ne-am imagina o lume în care între toți ar exista semnul egal, n-ar mai fi la fel de interesantă. Nu știu dacă ar fi noastră, o viață atât de bună. Tocmai pentru că această uniformitate nu înseamnă și unitate. Dacă toți suntem uniformi, suntem la fel, nu înseamnă că suntem și unitari, nu înseamnă că lucrăm unul în binele celuilalt. Facem doar totul așa cum credem noi și așa cum trebuie pentru a fi egali. Nu luptăm, eu merg foarte mult pe varianta aceasta a sinergiei, adică să valorificăm diferențele fiecăruia și să ne potențăm calitățile. Nu putem fi cea mai bună soprană din lume dacă nu avem vocea și abilitățile necesare. De aceea spun că femeile încearcă să pună semne de egal între femei și bărbați exact în cele mai nepotrivite locuri, în care poate nu au abilitățile și capacitățile necesare și bine ar fi să ne găsim abilitățile, să ne găsim capacitățile și să le potențăm. Iar diferențele care există între noi și bărbați, și pe acelea să le valorificăm și să creăm o uniune sinergică, o uniune în care totul merge așa cum trebuie. Nu
să încercăm să ne pierdem practic timpul și energia în această încercare disperată de a fi egali. Ne pierdem tot timpul și toată energia pentru a fi egali, în loc să promovăm și să creștem. Tu spui asta teoretic și o spui foarte bine, să ne înveți și cum putem face practic, pentru că ne spun ceea ce simt și eu, este clar că nu sunt genul de femeie, de exemplu, care ar putea să stea doar acasă, așa cum spuneai că erau fetițele crescute până nu de mult, ele să fie doar cu casa, doar cu copiii, cu gospodăria. Îmi place să fac meseria pe care mi-am ales-o și pe care o iubesc foarte mult. În același timp, nu sunt nici pentru genul de femeie care încearcă să fie total, să aibă sia, să facă totul, să fie chiar independentă și, știi, adică să-și piardă din feminitate, exact ce spuneai și tu, diferențele trebuie să mai existe, adică nu putem trăi nici ca până, eu știu, acum câțiva ani, când femeia stătea doar acasă, nu avea slujbă, nici bărbații nu mai au doar rolul acesta de ei să muncească, ei să aducă bani acasă și atât. Sunt bărbați care stau ei și cresc copilul, acum iarăși este poate un pic prea mult, nu? Că totuși bărbatul nu poate alăpta bebelușul și acel copil este privat, iată, de lucrul ăsta. Deci cum facem să... Ai spus tu foarte frumos... ca femeia să rămână totuși, să prindă rădăcini, dar să încerce să aibă și câteva aripi și la fel bărbatul să nu aibă doar aripi, ci să conștientizeze și să prindă și niște rădăcini, nu? Că are o familie care are anumite responsabilități și el, că are copii de crescut. Corect. Nu facem, iată, să nu picăm nici într-o extremă, nici în cealaltă. Corect este să fim sinceri cu noi, să fim sinceri cu noi. Asta e cel mai bun lucru pe care îl putem face. Pentru că tu spuneai că femeile nu ar trebui să rămână doar acasă, să aibă grijă de copii și de casă, ar trebui să facă și... Că, din punctul meu de vedere, pentru că sunt femei care așa, vor, se simt și așa se simt bine. Renunță la slujbă, rămân acasă, sunt fericite doar cu atât. Exact. Și se simt împlinite. Asta trebuie să facem. Să ne luăm o zi liberă în care să reflectăm foarte clar la ce înseamnă fericire, împlinire, corectitudine pentru noi. Cum sunt și femei care se dedică doar carierei, doar carierei care și aleg așa să sunt ele fericite. Nu devină mame. Corect. Sau nu pot avea copii și atunci se duc doar spre latura aceasta. Este fericirea lor, este împlinirea lor, este așa cum văd ele viața și nu trebuie blamate de societate pentru că nu au acest rol. Eu nu sunt deloc de acord cu rolurile în primul rând. Deja un om care tinde să-și trăiască toată viața după un rol anume, cu siguranță nu va fi foarte împlinit. Deci trebuie să ne asumăm faptul că putem trăi îmbinând mai multe roluri. Putem fi părinți, putem fi oameni de afaceri, putem fi parteneri de viață, nu știu, putem fi oameni prieteni. De caritate, putem fi prieteni, putem fi mult mai multe lucruri. Unii oameni, cum spuneam, se pot simți fericiți alegând, vreau să fiu mamă. Este singurul lucru, vreau să fiu mamă, vreau să fiu soție, vreau să fiu femeia, nu știu, care... Femeia de afaceri și atât, da. Independentă, și sunt fericită, care să ia decizii așa, și care să conducă. Este mult mai corect să luăm un moment de pauză, este ca și cum am merge pe un drum lung și finalul, practic, unde trebuie destinația în care ajungem, e o destinație greșită. E mai corect decât să mergem, să pierdem energia mergând pe drumul acela. Să facem o mică pauză. E mai corect să facem o mică pauză și poate să ne și întoarcem. Să ne ascultăm sufletul, da, nu, pentru și că spuneai că e foarte important să fim sinceri și să ne întrebăm sinceri, să știm ceea ce ne dorim. Dar știm întotdeauna ceea ce ne dorim, Gabriela, pentru că tot poate timpul. De multe ori visăm sau ne dorim lucruri care nu ne sunt neapărat necesare, utile. Nu, un om care și ia un moment de pauză cu el însuși, știe întotdeauna, își găsește întotdeauna abilitățile, capacitățile și resursele. Întotdeauna va ști dacă poate să cânte sau nu, dacă poate să meargă să facă o afacere sau nu, dacă poate să facă carieră în televiziune și în radio cum faci tu. Întotdeauna un om știe ce poate dacă își ia un moment de pauză. Și dacă poți să încerci să ai și o familie minunată căreia să-i te dedici și să încerci să nu-ți neglijezi nici cariera. Foarte greu, îți cere multă energie, mult timp, dar merită încercat. Se spune că avem tot ceea ce ne trebuie pentru a reuși.
avem tot. Totul este să știm ceea să ce știm ne dorim ceea și ceea ce ne, și să nu ne dorim, da, să nu ne dorim lucruri care, nu care pot ne fi realizate. Pentru că această zicală nu există, nu vreau, există, nu pot, nu este tocmai corectă. Există, nu pot, nu pot să cânt, nu pot să fiu un atlet și să joc basket în NBA. Sau nu pot să fac copii oricât mi-aș dori. Există foarte multe, foarte multe situații în care chiar nu se poate. Trebuie să le gândim. Nu putem să mergem pe varianta aceea, să ne dăm cu capul de toți pereții pentru că eu pot și o să pot la un moment dat și să pierdem atâta energie și atâta timp și să pierdem atâtea oportunități de lucruri pe care le-am fi putut face cu ușurință. Foarte important este să ne găsim și partenerul de viață care să ne înțeleagă. Și care să ne susțină. Și care să ne susțină, să înțeleagă rolurile pe care le-am ales. Le-am ales și de care suntem capabili să le punem în funcțiune și atunci să suplinească într-un fel sau altul celelalte roluri care au rămas. Ce frumos ai spus. Ăsta e cazul ideal și ar fi minunat să se întâmple așa tuturor, dar nu se întâmplă așa, din păcate. Eu aș vrea să revenim la relația de cuplu, da? Pentru că vorbeam de el și ea, care un pic sau din când în când mai schimbă rolurile. Hai să vedem cum echilibrăm balanța, pentru că tu ai încheiat prima parte a emisiunii noastre foarte frumos în ideea de a ne asuma anumite roluri și partenerul să ne înțeleagă, să ne susțină și să-și asume celelalte roluri pe care noi nu ni le-am asumat. Și pe care nu le putem poate duce la bun sfârșit. Poate că mulți dintre ascultătorii noștri se vor supăra un pic acum pe mine, dar este părerea mea proprie că de fapt nu s-au schimbat rolurile în familie, ci doar femeile și-au asumat mai multe roluri. Bărbații au cam rămas la rolurile lor, cu mici sau mai multe excepții, dar într-o majoritate covârșitoare, femeile fac mult mai multe lucruri decât făceau înainte. Sunt exact, și mame, sunt înainte și soții. Stăteau în gospodărie, aveau grijă de copii, găteau, spălau, călcau, mă rog, aveau grijă de casă, de familie. Acum... Și soțul suplinea cealaltă parte, respectiv cea financiară, mergând la un serviciu sau având o afacere și... Acum nu se întâmplă așa, femeile în general au și un serviciu, muncesc și ele, aduc și ele bani în casă. Da, asta este bărbatul părerea mea. Bărbatul rămânând doar la rolul pe care l-avea și înainte. Pe care l-avea și înainte. Mici sau mari excepții. Și de foarte multe ori auzim replici de genul, așa ți-ai dorit tu. Ți-ai dorit să ai și o carieră, ți-ai dorit să mergi și pe calea asta. Eu nu-mi doresc să am celelalte roluri. Nu-mi doresc nici să spăl vase, nu-mi doresc nici să fac curat în casă, nu-mi doresc să am grijă nici de copii. Este decizia ta, pur și simplu. De aceea spuneam înainte de pauză că este foarte important să ne cunoaștem foarte bine partenerul de viață. Și dacă știm că suntem o femeie activă care își dorește foarte multe roluri, atât în familie cât și în societate, este important să avem alături de noi un partener care ne poate susține. Nu e nimic greșit că bietul om își dorește să fie atât om de afaceri sau doar să muncească. Nu, da, își dorește, poate nu poate, poate, mai mult, nu poate, poate nu poate, da, mai mult. Da, dar ce facem? Asta măcar sunt cazurile în care spune din start, dar de cele mai multe ori și partenerii își doresc un copil, copii, mă rog, și spun, te voi ajuta, mă voi implica. Când vine bebelușul și îl trezește noaptea, partenerul de cele mai multe ori se întoarce pe partea cealaltă, tot mămica rămâne. Da, din nou pentru că așa poate este construit bărbatul, da, respectiv. Și nu din nou poate este... mai mult, chiar dacă și-ar dori sau poate chiar dacă a promis. Da, că face mai mult. Decizia noastră. Este din nou decizia noastră ce se întâmplă mai departe. Dacă ni se pare o problemă atât de gravă peste care nu putem trece, trebuie să apelăm din nou la un specialist, să vedem cum putem trece peste această problemă. Dacă ne reevaluăm, pentru că această evaluare a noastră nu ne oprim o zi din viață, ne gândim ce putem, ce nu putem, după care așa decurge toată viața. Nu, viața noastră e plină de schimbări. Și din când în când trebuie să facem o reevaluare. Eu personal mereu îmi fac o reevaluare. Eu știu că am mai multe roluri. Soțul meu intră mai greu în rolul acesta al familiei. Se descurcă mai bine și cu cele... Și îți asumi această situație. Și mi-asum și această situație. M-am reevaluat. Am doi copii. Am știut minunat după primul... Și sunteți o familie, da, foarte frumoasă. Corect. Am știut după primul copil
cam unde stau și care sunt rolurile pe și care trebuie să le... Și mi-am asumat și sunt, și al doilea copil. Și sunt ok așa cum sunt, pentru că mi-am făcut o reevaluare și mi-am dat seama că îmi pot asuma toate aceste roluri, că la o reevaluare următoare e posibil să mai renunț din ele dacă nu se poate, dar întotdeauna decizia, îmi place mie să spun că întotdeauna rezolvarea și soluția se află în mintea și în sufletul celui care o caută. Doar noi știm ce e mai bine pentru noi. Corect. Bun, dar de cele mai multe ori depinzi, iată, și de restul membrilor familiei. Bine ar fi ca fiecare să-și facă o reevaluare și poate... O reevaluare a familiei. A familiei, comunicând și cu multă dragoste și răbdare, zic eu că lucrurile se pot rezolva ușor, da, ușor, astfel încât toată lumea să fie fericită în familie, pentru că e ușor nedrept, așa cum spuneai, femeia să se ducă și la serviciu, deci să aibă primul job acolo, vine acasă, al doilea job cu copii, apoi cu casa, curățenie, călcat, spălat, gătit. E, da, un pic greu, ziua are 24 de ore și câteodată ești epuizată. Dar, așa cum spuneai, îți faci o reevaluare și în funcție de ce își dorește fiecare. Eu am remarcat că atâta timp cât valorifici și respecti ceea ce își dorește celălalt, ajutorul vine firesc. Soțului meu, de exemplu, îi place, are foarte multe hobby-uri și eu îmi fac timp și să-i respect hobby-urile respective, să-l ajut chiar în anumite proiecte pe care le are, și am remarcat că valorificându-i lui diferențele pe care le are și respectându-i hobby-urile și dorințele și rolurile în care și-a dorit să se implice, cumva ajutorul a venit firesc. N-a mai trebuit să spun ajută-mă și tu în lucrul acesta că nu mai pot. Cumva a simțit că trebuie să facă și el o schimbare. Poate este mult mai important să, prin fapte și nu prin vorbe, să-i arătăm partenerului de viață că ai nevoie cum de ajutorul trebuie lui. Să decurgă o familie, o viață de familie. Mulțumim pentru sfaturi, Gabriela. Oricum, în permanență ar trebui să învățăm câte ceva, să fim atenți astfel încât fiecăruia în familie să-i fie bine. E mai ușor teoretic, mai greu practic, dar merită încercat și mai ales când copiii sunt sănătoși, astea, și toți membrii familiei, cred că asta este cel mai important, astfel încât toată lumea să fie sănătoasă, fericită, mulțumită. Alături de noi a fost doamna Gabriela Maluf, consilier dezvoltare personală. Atât pentru astăzi, dragii mei, nu uitați că așteptăm întrebările și mesajele dumneavoastră la meditații pentru părinții @ondițibiții.ro. Sunt Simona Dragomir, sănătate și numai bine vă doresc, pe curând! Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir.